Salut! Jocul calamarului. Serialul corean lansat de Netflix a avut efectul unei explozii pentru milioane de spectatori și a primit aprecieri controversate. Violent, șocant, captivant, dezgustător, emoționant, trist. Se pare că această producție nu l-a lăsat indiferent pe nimeni care a văzut cel puțin un episod. Apropo, dar ție, ce impresie ți-a lăsat? Scrie mai jos în comentarii, după părerea ta, ce notă merită această producție originală. Dar între timp ce Netflix-ul se gândește să prelungească sau nu acest serial, o bună parte de spectatori s-a întrebat ce filme asemănătoare ar putea să vadă. Dacă faci parte din cei care și-au pus această întrebare, videoul de azi este special pentru tine, deoarece am pregătit o listă cu filme asemănătoare cu Jocul Calamarului. Deci, hai să începem! As the Gods Will. Asemănarea dintre Jocul Calamarului și filmul japonez, inspirat din manga cu aceeași denumire, este așa de izbitoare încât regizorul Hwang Dong-hyun, creatorul Jocului Calamarului, a fost învinuit de plagiat. Totuși, Hwang încearcă să se opună acestei păreri, afirmând că scenariul pentru Jocul Calamarului a fost scris cu 5 ani mai devreme de lansarea As the Gods Will și potrivirea dintre cele două producții este ocazională. În centrul atenției se află Siun Takahata, un adolescent plictisit de viața sa monotonă. Însă totul se schimbă atunci când în clasa sa apare păpușa Daruma și toți elevii sunt nevoiți să joace într-un joc sinistru a cărui premiul este viața. Regulile jocului sunt foarte simple. Elevii trebuie să apese un buton de pe păpușă, însă mișcările sunt permise doar atunci când păpușa este întoarsă cu ceafă. În caz contrar, capul jucătorului explodează. Spre final, Takahata este unicul supraviețuitor din clasă și viața sa plicticoasă de mai înainte nu-i mai pare așa de rea, cu atât mai mult că păpușa ucigașă îl anunță că curând va începe jocul următor. Would You Rather? Eroina principală a acestui thriller psihologic este Iris. Pierzându-și părinții într-un accident, tânăra este nevoită să lase universitatea și să se întoarcă în orașul natal pentru a avea grijă de fratele său bolnav de leucemie. Descurajată și depășită de cheltuieli, tânăra înțelege că nu va fi în stare să achite operația costisitoare care îi va salva fratele. Totuși, se pare că soarta-i surâde. Iris face cunoștință cu domnul Lembrick, care este dispus să o ajute financiar. În schimb, acesta o invită la o cină, a cărei culminație va fi un joc, al cărui câștigător va primi tot suportul financiar de care are nevoie. Venită aici, Iris întâlnește alți participanți dornici să obțină premiul, însă nimeni nici nu bănuiește ce va trebui să facă pentru a pune mâna pe bani. Începând cu provocări nevinovate de genul $10,000 dacă Iris, care este vegetariană, va mânca carnea servită. Jocul treptat se transformă într-un adevărat măcel și invitații înțeleg că a pierde înseamnă a muri. Scapă dacă poți. Dacă îți plac jocurile de evadare, atunci nu poți rata acest film, în care momentele de analiză și cercetare sunt condimentate cu o porție emoționantă de thrill și decor expresiv. 6 necunoscuți primesc o invitație originală să participe într-un quest cu premiul generos de $10,000. Deoarece fiecare invitație a fost semnată de cineva din apropiați, personajele principale, fără multe întrebări, au acceptat provocarea, sperând că va fi o experiență interesantă care în plus îi va îmbogăți cu o sumă frumușică de bani. Însă curând situația ia o întorsătură neașteptată. Încercând să iasă din camera în care au fost încuiați, una din participante activează sistemul de încălzire și temperatura începe să urce amenințător, punând în pericol viețile jucătorilor. Panicați, participanții totuși reușesc să găsească pistele necesare și părăsesc camera încinsă. Însă aceasta este doar prima rundă din jocul periculos, în care premiul cel mare este supraviețuirea. Apropo, recent a fost lansată a doua parte a acestui thriller psihologic, Scapă dacă poți 2. Turneul campionilor. Camera lui Fermat.
În continuarea temei cu jocurile Escape Room, aș dori să menționez și această producție spaniolă. Filmul nu este la fel de cunoscut ca și Scapă dacă poți. Totuși, are momente de suspans și răsturnări de situații, suficiente pentru a te ține în priză până la sfârșitul peliculei. Câțiva matematicieni talentați primesc o propunere de logică trimisă de careva fermată. Spre final, doar 4 persoane reușesc să o rezolve. Ca recompensă, aceștia primesc o invitație la reuniunea matematicienilor de vază, unde vor afla răspunsurile la cele mai complicate probleme nerezolvate matematice. În aripați, cei 4 se prezintă la locul indicat, care, spre surprinderea lor, se dovedește a fi o casă veche și izolată, având amenajată doar o singură cameră. Peste puțin timp apare și domnul Fermat, gazda mult așteptate reuniuni. Însă acesta se retrage curând, sub pretextul că are o urgență la spital unde se află fiica sa. Odată cu plecarea acestuia, invitații primesc o întrebare de logică care trebuie soluționată într-un timp restrâns. Dar fiecare secundă de întârziere declanșează presele hidraulice care centimetru cu centimetru comprimă camera. Întrebările vin una după alta, dar camera devine din ce în ce mai mică și nu se știe când se va opri jocul și dacă se va opri de fapt. Platforma. O altă producție spaniolă care la sigur nu te va lăsa indiferent. Chiar dacă majoritatea țărilor au tradus titlul original ca platforma, după părerea mea, cuvântul Gaura, adică traducerea mot-a-mo a denumirii, prezintă mult mai exact mesajul transmis de acest film, care de altfel este diferit pentru fiecare spectator. Unii afirmă că această producție alegorică reprezintă esența capitalismului. Pentru alții, filmul este o lecție de solidaritate și compasiune. Pentru altcineva, pelicula va demonstra ce lucruri macabre este capabil să facă un om pentru a supraviețui. Cum n-ar fi, este greu să nu simți toată oroarea prin care trec personajele. Acțiunea are loc într-o clădire cu 333 de nivele, prin care odată pe zi trece o platformă mobilă cu mâncare. Pe fiecare nivel se află câte două persoane care binevol s-au înscris în acest experiment halucinant. Deoarece cantitatea de alimente nu se suplinește, pe măsură ce platforma coboară, pe dânsa rămâne din ce în ce mai puțină mâncare, astfel încât spre nivelele de jos nu ajunge mâncare de fel și oamenii sunt nevoiți să caute metode alternative pentru a supraviețui o lună în speranța că la runda viitoare vor fi mutați la un nivel de sus, unde ajunge câte ceva de aleguri. Atât pentru azi. Mulțumesc că ai rămas cu mine până la sfârșitul acestui video. Dă un like dacă ți-a plăcut informația prezentată și abonează-te pe canalul meu ca să afli primul despre cele mai interesante topuri și evenimente din lumea filmelor. Nu uita să activezi toate notificările, așa la sigur vei afla primul despre fiecare video postat. Ne auzim în videoul următor.